Bun găsit, tovară și prieteni! Am revenit în această zi în care România se află într-o situație deosebit de gravă. Din 1989, România nu a mai fost într-o situație atât de gravă ca acum. Toată lumea a văzut la televizor, a văzut la știri. Dar nimeni n-a spus-o până acum răspicată despre ce este vorba. Este vorba de tentativă de puci legionar. Este vorba de încercarea extremei drepte, legionari fasciști, de a ajunge prin forță la putere. A fost acest așa zis meeting al diasporei, la care se anunțau 1 milion de participanți și n-au venit nici măcar a 10-a parte dintre atât, nici măcar 100 de mii. I-am văzut cu toți pe acești mari patrioți, cu steaguri americane, cu steaguri ale Uniunii Europene, cu steaguri ale Germaniei, cu steaguri ale Angliei. Cu Hans Klemm între ei. Și ei vorbesc de patriotism, dar vin cu steaguri ale puterilor imperialiste care jefuiesc România. Și o jefuiesc cu atât mai rău de când România a fost anexată de UE și de NATO, după 2002. România în prezent este o țară anexată. Dacă vrei să faci revoluție cuiva, împotriva cuiva, păi fă împotriva imperialiștilor care asupresc România. Fă împotriva lui Klemm, poftim, du-te la ambasadă și scoate-l pe Klemm din ambasadă și eu știu. Dă-l ca exemplu de dușman, poftim. Dar ce rost are să vii cu steagurile acestor mari puteri? Adică după ce ești pro-american, după ce ești pro-imperialism, mai și semnalizezi? Nu se încearcă altceva decât răsturnarea unui guvern care mai mult în vorbe decât în fapte a luat atitudine împotriva unor abuzuri ale imperialiștilor pe teritoriul României. Faptul că multinaționale nu plătesc taxe, faptul că ambasadele se amestecă în mod grosolan în treburile interne. Eu nu spun că guvernul PSD e bun. Eu nu spun că guvernul PSD a făcut cine știe ce. Dar dacă ești, tot ești așa patriot, atunci încearcă să susții demersul ăsta de a mai tăia din nasul multinaționalelor, de a mai tăia din nasul imperialiștilor. Dar nu poți să te numești patrioti și să vii cu steagul Americii, care este cea mai imperialistă putere din lume. Asta ar fi un aspect. Celălalt aspect este prezența masivă a huliganilor fasciști din galerii, a neonaziștilor. Neonaziștii. Îi știți, aceia care de 20 de ani de zile vin pe stadioane cu steaguri legionare, cu steaguri naziste, cu svastici, cu cruci celtice, cu garduri de fier, îl laudă pe Antonescu, strigă pentru exterminarea romilor, strigă împotriva minorităților naționale, mai ales împotriva romilor, dar și împotriva ungurilor și evreilor. Și spurcă stadioanele, oameni buni, de 20 de ani, rasiștii spurcă stadioanele. De 20 de ani aceștia, rasiști, fani ai lui Antonescu și al lui Hitler, ne spurcă stadioanele. Și acum ne spurcă și Piața Victoriei, care vorba aia este reprezentativă pentru București. Acolo este și Muzeul Antipa, Muzeul de Geologie, Muzeul Țăranului Român. Acolo pulsează viața culturală a capitalei și vin niște rasiști,
niște gorile, niște cimpanzei neonaziști, legionari, pe care poliția îi știe foarte bine de atâta timp, pe care mass media îi știe foarte bine de atâta timp și încearcă să intre în guvern, să dea foc la guvern. Pe ce poate să însemne asta dacă nu o tentativă de puci legionari, adică să vină extrema dreaptă la putere, să facă ce? Să facă ce? Să facă ca în Ucraina, să facă ca în Polonia, să facă ca în Ungaria. Tovarăși, prieteni, cetățeni, oameni buni ai acestei țări, oameni onești, eu nu sunt fan al PSD-ului, nu sunt și nu voi fi PSD-ist. Dar nu pot să stau să nu zic nimic când văd că se încearcă să vină ceva care este mai rău decât PSD-ul. Nu sunt PSD-ist, dar ăștia sunt mai răi ca PSD-ul. Și pericolul este mare. Că am văzut și, noi toți cât de violenți au putut să fie, da? Păi de la mineriarele din 90-91 nu s-a mai văzut în București asemenea violențe la un meeting. Dar revin și spun încă o dată că violențe de genul ăsta le vedem aproape weekend de weekend pe stadioane. Și poliția trebuie să până la un moment dat să intervină și să îi pedepsească mai aspru pe acești ultra și naziști. Da? Pentru că de ani de zile sunt bătăi pe stadioane. De ani de zile sunt scandări rasiste pe stadioane. De ani de zile sunt violențe pe stadioane. Și pedeapsa cea mai rea e amenda. Păi la ăștia nu le ajunge amenda. Trebuie pedepse mai aspre decât amenda pentru ultra și rasiști. Trebuie să se intervină în galerii, în nucleele galeriilor. Acolo trebuie spart. Trebuie spartă infecția. Trebuie spart buboiul. Înțelegeți? Astăzi ei au anunțat din nou că vor veni la meeting și vor face măcel. Și trebuie să-i luăm la modul serios. Trebuie să-i credem pe cuvânt. Când ăștia vin și spun că fac măcel, păi măcel va fi. Stăm puterea noastră să nu le dăm apă la moară. Nu putem face mare lucru. Deocamdată corpul cetățenesc în România nu este suficient de puternic pentru a, pentru a le da acestor barbari o ripostă fizică pe măsură. Nu suntem încă suficient de puternici pentru a le da în cap acestor barbari. Dar putem să ne abținem de la a-i sprijini. Putem să ne abținem de la cădea în jocul lor. Pentru că au fost și mulți cetățeni cinstiți ieri la meeting, care au fost prinși în mrejele lor. Am vrea ca astăzi să nu se mai repete acest lucru. Am vrea mult de tot ca astăzi cetățenii cinstiți, onești, oamenii de bine care formează majoritatea aici în București, să stea deoparte de provocări. Să nu reacționeze niciun fel la apelurile de scandal, la apelurile de revoluție, nu de revoluție, de contrarevoluție, de puci fascist. Așteptăm spirit civic de la cetățenii onești ai Bucureștiului, care, încă o dată repet, formează majoritatea. Noi sperăm că astăzi, mâine, zilele acestea cruciale de astăzi și mâine, puciul nazist va fi înfrânt definitiv și de data asta vrem să vedem pedepse aspre. Vrem să vedem pe naziști inculpați. Nu să li se dea drum pe cauțiune, ci să fie inculpați. Pentru că, da, în momentul de față, cea mai proastă meserie este la galerie. Cetățeni, fiți responsabili. Cetățeni, nu lăsați niște barbari să-și bată joc de țara asta de 19 milioane. Cetățeni, nu lăsați puterile imperialiste să-și facă jocul aici, să ne facă și mai sclavi decât suntem acum. Cetățeni, viitorul României este în mâinile voastre. Vă mulțumesc!